Domnul director, vă rog să ne spuneți despre acest eveniment câteva cuvinte. Acest eveniment, organizat de către Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, este un eveniment medical deosebit de important, atât pentru comunitatea medicală mureșană, cât și pentru Universitatea de Medicină și Farmacie, pentru secția clinică de recuperare cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Țin să-l felicit pe domnul conferențiar dr. Ioan Țilea, care este organizatorul acestui curs. După cum bine cunoașteți, durata medie de viață a unui pacient cu hipertensiune pulmonară este de aproximativ 3 ani în lipsa unui tratament medical adecvat. În România, în anul 2009, a fost inițiat Programul Național de Tratament a Pacienților cu Hipertensiune Pulmonară, iar din luna mai anului 2015 și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este inclus în acest program, devenind al 6-lea centru național pentru tratamentul hipertensiunii pulmonare la adulți. Din punct de vedere a finanțării, pentru că eu ca manager de spital am obligația să asigur finanțarea acestui program, în anul 2015 au fost pentru acest program adresați aproximativ 207.000 de lei, iar până acum, în anul 2016, au fost pentru acest program finanțați cu 263.000 de lei, făcându-se eforturi pentru obținerea unor fonduri suplimentare. De asemenea, țin să-l felicit pe domnul profesor Miron Bogdan, care este prezent la acest eveniment medical, care este inițiatorul Programului Național de Tratament în Hipertensiunea Pulmonară și să-i mulțumesc în numele tuturor pacienților care beneficiază de acest program. Domnul profesor, v-aș ruga frumos să ne spuneți ce reprezintă acest curs pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, acest curs reprezintă o oportunitate deosebită de a promova acest nou subiect, hipertensiunea pulmonară, care întrunește specialiști de la nivel național și internațional din Austria, din Polonia și, bineînțeles, specialiștii din Târgu Mureș. În primul rând vă spun bine ați venit la Târgu Mureș. Bine v-am găsit. Și v-aș ruga frumos să ne spuneți ce înseamnă hipertensiunea pulmonară pentru pacienți și ce înseamnă hipertensiunea pulmonară pentru medici. E o întrebare grea. Ce înseamnă pentru pacienți? Înseamnă o greutate în plus pentru sănătatea lor și o preocupare constantă. Ei nu știu foarte bine ce înseamnă hipertensiunea pulmonară. Există o hipertensiune pulmonară esențială, care nu se datorează practic niciunei cauze, și o mulțime de hipertensiuni care sunt secundare altora. Cele care sunt secundare altor cauze ar beneficia de îndepărtarea lor și atunci bolnavii ar putea ieși din programul de hipertensiune pulmonară. Cele care țin de hipertensiunea pulmonară esențială, acelea pot să aibă o soluție relativă, deci să intre în program, să primească tratament, să fie urmăriți și în felul acesta să fie ajutați. Ce înseamnă pentru doctor hipertensiunea pulmonară? E o provocare. E o provocare de diagnostic, e o provocare a aflării cauzei și a urmăririi bolnavului. Bună ziua și bine ați venit în primul rând la Târgu Mureș. V-am găsit. Și v-aș întreba despre subiectul care a fost și va fi abordat astăzi, și anume hipertensiunea pulmonară. Hipertensiunea pulmonară este o provocare atât pentru medici cât și pentru pacienți? Este o boală în formele sale cele mai caracteristice, extrem de severă, aș spune nemiloasă, care nu numai că îi face pe oameni să sufere, dar și îi ucide. Îi ucide pe mulți oameni tineri în 2 sau 3 ani dacă nu sunt tratați. Pe de altă parte, hipertensiunea pulmonară, sub multele sale ipostaze, dintr-o nișă a medicinei, a devenit un domeniu privilegiat de cercetare fundamentală, aplicativă, terapeutică și, foarte interesant, de conexiune interdisciplinară pentru cinul medical. Astfel încât, în foarte generoasa invitație pe care am primit-o la Târgu Mureș, într-un loc pe care mărturisesc că nu-l mai vizitasem, mai cu seamă mă gândesc la acea facultate de medicină care m-a impresionat absolut deosebit, vreau să spun că cinul medical a învățat să lucreze cu cardiologia, cu pneumologia, eu sunt pneumolog, cu reumatologie, cu gastroenterologie
și în ultimul rând cu chirurgia toracică sau cardiovasculară, care este contributivă la asistența acestor bolnavi. Deci, este o sărbătoare a științei medicale aici, este o sărbătoare a clinicienilor, este o sărbătoare a celor care iubesc Târgu Mureșul și care acum sunt oaspeții acestui minunat oraș. Nu pot să nu vă întreb cum se vede centrul medical din Târgu Mureș, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, de la București. O știam din renume și din contribuțiile unor confrați de aici, care sunt de primă calitate. Mă gândesc la echipa doamnei profesor Jimboreanu, mă gândesc la echipele de cardiologie. Eu cunosc mai bine pe profesor Dan Dobreanu, mă gândesc la echipele de chirurgie care acum fac transplant cardiac, după cum se vede, la profesorul Suciu. Deci vreau să vă spun că mesajele pe care le dă medicina Târg Mureșană sunt mesaje puternice și care plasează această facultate de medicină, eu zic că printre cele mai active și cele mai vrednice de laudă facultăți. Pe de altă parte, vă mărturisesc surprinderea mea autentică de acum aproximativ un ceas, de când am sosit în complexul UMF-ului de aici, care are aceeași noblețe și același profil ca și întregul oraș. Unește tradiția cu modernitatea și atunci când în parcul unei facultăți de medicină întâlnești arbori, care unii dintre ei poate ca 100 de ani, atunci spui amin, este bine în țara asta, avem și tradiție, avem și generația actuală, avem generații care vin după noi și care nădăjduim că vor duce medicina românească acolo unde ne-am dorit. V-aș ruga frumos să ne spuneți despre importanța acestui curs. Sigur, este o onoare pentru mine că am fost invitată la acest curs și la deschiderea festivă. Sunt încântată că se desfășoară în Târgu Mureș și ne-a creat nouă tuturor posibilitatea de a avea contact și de a câștiga experiență în acest domeniu și mai ales profesioniștilor din domeniu. Este un curs foarte important, având în vedere că finanțarea pentru tratamentul bolnavilor cu hipertensiune arterială pulmonară este un program național cu costuri foarte mari, cu posibilitatea de a trata o boală care este extrem de importantă și de serioasă și în acest context Casa de Asigurări de Sănătate este cea care ține legătura și stă foarte aproape de profesioniști. Acest lucru în ideea în care pacienții care se adresează în primul rând Centrul Universitar Târgu Mureș pentru a putea fi tratați și sunt pacienți care nu sunt numai din județul Mureș, deci sunt pacienți din toată țara care pot să se adreseze și care beneficiază de tratament. Deci lupta este comună a noastră, a casei și a domnului conferențiar și a domnilor doctori de a găsi resursele financiare în primul rând pentru a putea trata acest pacient. De aceea este foarte important, pentru că creează premizele unei lupte științifice pentru a trata acești pacienți.